far to go, but the trip's way too long. Waited too many hours, so I guess we're almost done. Almost done, almost done. Almost done. Whoa. I don't gotta hang in there for too long, 'cause I'll be heading home when tomorrow's done. Tomorrow's done, and we're done. We're almost done, we're almost done. Now you're driving away, you said you're here to stay, but now you lie to my face and you left no trace. When tomorrow's done, tomorrow's done, and we're done, we're almost done. Won't you take off to your next rest stop, and I'll be sitting patiently waiting on the bus. I saved you a seat, saved you a seat. Oh, never mind, 'cause we're almost done, almost done, almost done. Florin? Cum se cheamă ce ai compus tu așa, stilul? Este mai mult electro. Electro? Da, e un fel de neo-soul slash electro. Bă, băieți, bă, s-a dus totul peste... Păi da, neo, 2020, neo? 2021. Adică da. Neo? Neo-soul. Este un subgen al soul-ului, care e un gen muzical. Deci este soul-ul intersectat cu electro, cum ar veni. Și ai mai zis un cuvânt, noul. Păi până și soul electric e vechi, că e nou. În general tot ce înseamnă, new disco, new funk, new soul, exact. toate astea de aici. Tot ce se intersectează mai nou cu multă electronică, mult computer. Maxim, aș fi gândit că e un fel de jazz, așa, o chestie. Dar ea la tine acolo ce-a cântat? Păi, ce-ai cântat la copii acolo? De toate, că era alt film acolo. Nu, la prima fază. La prima fază am cântat Amy Winehouse, care este... o cântăreață de jazz. O știe. Cosmos, electric, jazz. Underground. Nu, doar ground. Jazz, simplu. Ce bine ai făcut că ai cântat un jazz simplu și Andra te-a luat și ai câștigat ediți. Bun, cam ce? Atâta vreau de spus ca să mă obișnuiesc cu New Electric... Neo. Neo Soul Electric. Te rog, Andy. Băi, mie mi se pare că e din altă ligă. Eu nu mi-aduc aminte exact de ea la... Vocea României Junior, îmi pare foarte rău, dar ce aud acum este strașnic. Mulțumesc. Adică văd în fața mea un artist pe care îl consider deja matur, atitudinea cum cântă la chitară, m-am uitat, n-are niciun... Puțin până a auzit din nou că e complicat ce e în spate acolo, ritmul ăla. Și asta îmi place, da. Mult curaj. Să te duci să mărunțești acolo frumos, adică, bă, nene, gata, stai puțin, suntem 2021. E ok, sos în cantități industriale, bam, bam, cofi copății, două lacrimi cu tare, dar... Punem și noi puțin 2021 ăsta și în muzică. Mulțumesc frumos. E foarte bine. Mulțumesc. Maia, mă bucur enorm să te revăd.
iată că toate lucrurile s-au așezat, tu ai evoluat enorm și ai crescut atât de frumos și, clar, ești făcută pentru a face muzică și a cânta și a dărui mai departe muzica ta. Mare bucurie mi-ai făcut că te-am văzut în această seară și aș vrea să-ți dăm și un verdict. Florin? Îți dau un electric. Soul? Nu, mă, știi ceva? Nu, îți dau un, să văd dacă îți convine, un bătrânesc. Da. Mulțumesc. Clasic. Alexandra? Am plăcut. Ai și din partea mea un da. Mulțumesc mult. Andy? Bă, vreau doar să-i spun lui Florin. Tu vezi că ea a venit cu un Stratocaster. Nu vreau să spun când s-a născut chitara asta. Deci... Nu o să plece niciodată ce e old de acolo. Niciodată, indiferent cât e de electro. Asta mi s-a părut cel mai tare. Că ea a combinat electro cu Stratocasterul ăsta. Și? E minunat, mă. Crezi că se dă gratis mâine ceva la... Dar cumpăr eu, nu trebuie să dea nimic gratis. Hai, mă, lasă. Vii răspunsul tău, Andy. Ea trebuie să vândă la câteva milioane. Vreau să fac public acest apel al meu. Mi-aș dori foarte tare să o revăd. Într-o etapă viitoare. Să lucrezi la Ministerul Culturii? Nu mai vrei? O subvenționez. Acum, dacă mă supărați, o subvenționez. Da, sigur că da. Mulțumesc. Maia? Evident, răspunsul meu este da. Ai 4 de da și ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc, din suflet, mulțumesc. Mulțumim. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.